Astăzi, în capitală, a început principalul festival dedicat tehnologiei și inovației, Bucharest Tech Week. Este cea de-a cincea ediție a festivalului, are loc online, iar la eveniment sunt prezentate aplicații și dispozitive digitale menite să ne facă viața mai ușoară. Cum arată și cum funcționează acestea? Spune Cezara Scutari. Cezara. Bun găsit, vă salutăm direct din inima Bucharest Tech Week, unde sunt mai mulți prezentatori de gadgeturi și de inovații. De exemplu, am în mână un aparat care poate traduce în orice limbă, doar selectez limba necesară. De exemplu, dacă mergem în vacanță în Grecia în vară și nu găsim pe cineva care să înțeleagă, să zicem, româna sau engleza, putem selecta limba greacă din meniu și, de exemplu, putem să întrebăm: bună ziua! Unde se află cel mai apropiat restaurant? Estiatorio. Să zicem că am ajuns la restaurant și vrem să comandăm. Bună ziua! Vrem să comandăm o porție de calamari. Acesta este doar un exemplu, mai sunt și multe alte dispozitive care au fost aduse în cadrul Tech Expo de la Bucharest Tech Week. Alături de mine este Alex Maxineanu, organizator al evenimentului. Bună ziua! Spune-ne, te rog, ce alte inovații au fost aduse la eveniment? Bună ziua! Săptămâna aceasta, așa cum spuneați, se desfășoară Bucharest Tech Week în format online, pe platformă online. Expoziția tehnologie se va desfășura în weekend, vineri, sâmbătă și duminică. Avem aici o parte dintre produsele pe care le veți putea vedea și pe site, în eveniment. Aș putea să vă arăt încuietoarea inteligentă, care se amplasează pe interiorul ușii și poate fi deschisă atât mecanic, prin apăsare pe buton, cât și din aplicația mobilă. Oriunde ne-am afla, putem să intrăm, dacă avem acces la internet, putem intra în aplicație și deschide ușa, fie pentru o rudă îndepărtată care a venit acasă și are nevoie de acces, fie pentru persoane pe care le avem cazate dacă apartamentul nostru este utilizat în regim hotelier. Mai mult decât atât, pe zona de smart home avem senzori de inundație, astfel încât dacă suntem plecați de acasă și sunt scurgeri nedorite de apă în baie sau în bucătărie, apa poate fi oprită automat de acest sistem inteligent și ne notifică pe telefon. Și mai mult decât atât, există și în eveniment și dispozitive din zona de e-health, adică acesta este un dispozitiv care preia tensiunea arterială și bătăile inimii. Mai mult decât atât, toată informația pe care o preia de la corpul nostru va fi stocată pe telefon și poate fi partajată cu medicul nostru cardiolog, astfel încât să știe în timp real ce se întâmplă cu sănătatea noastră și să nu fie nevoie să ne mai deplasăm atât de des la medic. Vor mai fi prezente în eveniment și termostate inteligente, astfel încât să poată fi controlată temperatura individual pe fiecare cameră, camere de supraveghere inteligente cu recunoaștere facială și dispozitivul pe care l-ați văzut mai devreme, acela de traducere în timp real. Oriunde am merge în această lume, sunt peste 80 de limbi străine pe care le putem utiliza în momentul în care călătorim. Mulțumim!